Nenea Gigi. Ce cu tâmpenea asta care se tot se spune? Cu scandalul ăsta e scat. Ce, ce ziceți? Că toată lumea vă acuză. Nu are omul și face, vorbește. Toată lumea vă acuză. Păi domnul... așa e, că doamne și face, lumea vorbește. Da. Spuneți și dumneavoastră, acum uitați, vedeți, am un copil mic, poate nu-l dați la televizor, da, sau îl filmat. Da. E socul meu. Închipuiți-vă cât de greu îmi vine când deja ziarele apar toate și pe el nici măcar nu a venit un polițist să-l audieze. Nu veni nimeni. Păi nu bun. Nu veni nimeni, nici nu mă chema nimeni. Și eu deja ați dat în judecată din presă. Dați-o așa un pic, spuneți-vă părerea. Păi asta e părerea noastră. Deci nu vine nimeni, de, oficial, nu vine cineva să ia o declarație, da, tată. Hai vină, tată. În schimb, în schimb, toate ziarele scriu deja că s-au făcut dragoste, s-au făcut și eu refuz, ca zinere refuz să cred așa ceva. E ceva, deși e exclus. Dar doamna, soția, mama, soacră? Păi doamna așteaptă și doamna, eu știu ce așteaptă, nu știu, a plecat, dar nu, fără niciun motiv, practic. Sanchi a făcut dragoste, când nu a mai făcut dragoste, eu și să mai înțeleg, toată lumea a întors spatele. Așa chiar prostește, total prostește. Păi de atâta timp, de când s-o plecat doamna, de când ăsta, deci ce nu au venit, dom'le, autoritățile astea? Da, dom'le, vin, ești pedofil, deci dar vină să te iau. Deci credeți, deci nu vine nimeni, doar presa. Deci presa deja a făcut o mare dragoste, a făcut, păi ce să facem așa dacă ar fi adevărat? Să fie, domne, violat, la control, chiar nu i-a făcut nimeni în atât timp, domne, arestat. Și fac eu cu copilul meu, ce spun el, uite, bunicul este pedofil, cum îl duc eu prin satul ăsta, cum, spuneți? Sau spune alții iar vremea? Și, posibil și soția să... Să fie împotrivă, domne, asta e, da, cred că da. Eu nu știu, eu nu cred posibil. Că da. Ce fel de soții... Când auzi așa ceva, pleci, practic pleci și nu mai vin până nu se termină. Vine, domne, și lămuriți să vedeți și eu sunt curios dacă s-a întâmplat sau nu. Dar dacă sunt doar, practic, doar simplu minciunile unui copil, ce facem, domne? Că spunea prin vecina asta, uite, luați interviu la vecina din față, nu știu cum o cheamă, doamna Lucica, că ea ar fi vrut să plece de aici și nu-și găsea o modalitate. Iar ea, în același timp, are niște antecedente, domne. Adică la altul care a fost în plasament, a făcut aceeași schemă. Deci ce să mai credem? Eu sunt disperat. Soția, fata dumnealui, e blocată, domne, total. Și eu nu mai știm ce să mai spunem. Iar soția, cred, probabil face declarații. Ce să-i fac? Îi pun avocat să-l ajute, să-i facă. Dar cu ce să ajute? Nu vine nimeni. Să spun autoritate, domne, ai violat, ai făcut ceva, dar nu, unde? Ați văzut că fata ar fi declarat psihologului că... Păi, domne, dar vă închipuiți, dumneavoastră aveți copii? Violată? Și dumneavoastră, sau dumneavoastră ați mai întâlnit cazul, când o fată ia violată, în secunda 2 trebuie să te ridici poliția, domne. Nu vine nimeni, ține așa doar cu ziare, nu condamnă, nu mai mă salută lumea pe drum, domne. Da, am înțeles că mâine o duce la... Hai, strugul, tata, hai să-ți dau strugul. La medicină? Medicină legală. Și așa o să vadă dacă e domnișoară sau e domnișoară, dacă e violat sau nu e violat. Deci dumneavoastră n-ați făcut nimic? Eu v-am spus, în calitate de inginer, eu aștept și eu, nu cred, domne. Eu întorc toată lumea spatele, ce să fac, să-i întorc și eu spatele. Trebuie să facem, într-un fel, să iasă la suprafață un adevăr, dar cum să iasă adevărul? Doar în ziare? Păi din ziare eu am citit ziare. Atunci să ia ziare de procuror și atunci să fac, să-i pună dosar și să-i facă. Cu piziare? Vă spun sincer, uitați, interesați-vă să vedeți dacă s-o luat o măsură legală. Nici o măsură, doar ziarele deja condamnați. Fata și-a dus-o într-un alt centru, la un alt... Păi asta e măsură, domne, când se întâmplă un abuz. Când se întâmplă un abuz sexual, asta se numește măsuri. Eu cred că trebuia arestat pe loc, domne, dacă era adevărat. Pe loc, eu, dacă aș fi... Soția dumneavoastră, fata domnului, ce zice? Care? Soția dumneavoastră, fata domnului, ce zice? Soția mea numai, practic, a rămas fără cuvinte. Ea este în Germania.
Stăm, uite așa și așteptăm și ne facem, că e o rușine, plec din satul ăsta, domnule, aiurea, din ziare tot, dar legal să-l văd că vine un polițist și îl ia și îl anchetează, mai puțin o întrebat azi domnul Sârbu, a venit doar și o întrebat ce s-a întâmplat. Și a spus că nici noi nu știm ce s-a întâmplat. Și i-am arătat practic ziare. Și atât. Da, doar domnul Sârbu o întrebat de aici așa. Că nu e adevărat nimic. Asta. Spuneți că așteptați să ia controlul la... Da, bineînțeles, așteptăm să la protecție, să o ducă la control, să verifice sau de unde e la asistentul maternal, să o ducă acolo și să vedem după aceea dacă e adevărat sau nu e adevărat. Dacă a fost violată sau nu a fost violată. Dumneavoastră nu vă considerați... Nu, domnule, nu, cum să fiu vinovat dacă nu sunt vinovat. Moș, atunci ce credeți că se întâmplă? Nu știu, nu pot să-mi dau seama. Ce să vă spun, decât să vorbesc ca ieri, mai degrabă tac. Dar psihologul protecției copilului spune că fata a declarat că dumneavoastră ați abuzat-o sexual. Fata poate să spună ce vrea. Eu așa ceva n-am făcut. Da. Aveați grijă de fată dumneavoastră? Dar bineînțeles că aveam. Încă vă duceam după ea înainte să se întâmple probleme. Mai discutam, nu. Învățam tot ce trebuie să nu se întâmple probleme în astea. Nu. Am avut. Dar fata spune totuși, de ce spune că, domne, că ați abuzat-o, că ați făcut sex oral cu ea? Da, am făcut Dumnezeu Iisus și Sfântă Cruce dacă am făcut eu sex oral, domne. Un bătrân, am 60 de ani pe mâini. Cum să fac sex oral? Deci invenții. Nu, domne. Nu, invenții. Nu. Așa ceva nu. Bun, și atunci cum vă explicați aceste declarații? Nu știu. Legea să o tărască. Eu ce să vă zic altceva? Atunci când s-a ajuns în judecată, o să vad. Dacă o să dea în judecată, vezi, dar ce să vă spun. Mulțumesc, să trăiești mai bine.